Aici e mecanismul demontat al unui ceas cu trei greutăți. E pe gong spiral, cel din stânga. Și aici sunt toate piesele demontate. E curățat și va fi reasamblat și uns. Sunt foarte multe piese. Începătorii e bine să fotografieze înainte de a le desface. Ce vreau să arăt aici. Aici am lăsat despre o pârghie. Vedeți, ceasul ăsta e aproape nou la mecanism. Uzura e foarte mică pentru că această pârghie nu se prea mișcă. Uitați, o să vă arăt. Vedeți, ea trebuie să cadă ușor. Ea înainte nu cădea pur și simplu. Și la fel celelalte pârghii, sunt aici, acestea și acestea toate trebuie verificate. Câteva le-am verificat și le-am adus la mișcare normală. Încă o dată pun mâna pe această pârghie, vedeți asta. Și ce se întâmplă? Practic se scoate știftul și se scoate pârghia afară și se pilește aceasta, se șlefuiește. Se curăță canalul acesta și asta e la multe pârghii, cum le vedeți aici. Toate aceste știfturi au pârghii, deci ar fi câte șapte, să zicem. Una din ele, dacă nu se mișcă normal și merge greu sau nu, pur și simplu e blocată, ceasul se oprește, ceasul nu funcționează. Unele sunt defecțiune din fabricație, ștanța n-a făcut piesa exact corect și un pic dacă strânge ceasul, deci toate astea se meargă foarte ușor. Asta e elementul principal la funcționarea unui ceas. După aceea urmează celelalte cu rotițele, să se miște ușor, să nu aibă jocuri și așa mai departe. E pentru că au avut câteva pârghii foarte, care s-au mișcat foarte greu, ceasul ăsta nu prea a funcționat. Acum va funcționa și va fi un ceas extraordinar. Pentru că are piese toate foarte fine, piesele în acest mecanism și nu au uzură nici în pereții aceștia de alamă și piesele arată foarte, foarte bine. O să mai filmăm când e adunat ceasul, când e la bancul de probă. Acesta este un mecanism a unui ceas cu trei greutăți, este în restaurare. Mecanism nemțesc. Este revizuit la zi, funcționează foarte bine. Este un mecanism foarte reușit. Și cutia este în restaurare. Acum se află chiar fixat pe spatele cutiei, pentru că suportul e din lemn și nu pot să-l dau jos. E fixat bine aici în pereții cutiei. Bate din sfert în sfert de oră. O să dăm să vedem, chiar dacă nu are gongurile, dar se aude țăcănitul la bătaie, la fix, acum va fi fix, va fi 10. Da, cred că 10. Și bate de 4 ori pe partea dreaptă, sunt sferturile. Și pe partea stângă orele de bătaie. Dăm la fix. Ne uităm la partea aia dreaptă. Așa, dăm și la sfert. Pârghia asta comandă, pârghia asta comandă, are un știft acolo, se rotește așa, se vede acolo și ceasul, sigur că mecanismul este foarte bun pentru
pentru că nu prea a funcționat. Pârghile acestea, dacă nu, toate aceste pârghii, dacă nu lucrează ușor, ele, ceasul nu funcționează. Uitați, eu ridic manual pârghia aceasta și este să cadă imediat. O să filmăm și în cutie când va fi gata. Filmez acum și câteva imagini cu restaurarea cutiei unui ceas, mobilierul. S-a ras serade totul până la lemn. A fost dată cu mai multe substanțe, șerlac, straturi peste straturi, deja nu mai era lemn apăr. Aici e nuc, aici e lemn de nuc, furniri de nuc. E un cutie extraordinar de frumos. Uitați, aici încă n-am ras. Aici am ras, dați-vă seama, tot ce-a fost șerlac. Aici vă arăt. Uitați. Un cuțit cu tot ce se poate, cu jmirbel. Vă arăt cum fac fiecare bucățică. Aici e spatele cutiei. Bineînțeles că și asta trebuie rasă toată. Ceasul, cutia e extraordinar de frumos. Aici e scheletul cutiei. Și asta tot trebuie ras, curățat. Și o să vedeți când o să filmez cum va arăta cutia la final. E adevărat că e muncă de o săptămână măcar. Va fi o cutie foarte frumoasă. Acum vă prezint ceasul restaurat. Acestea sunt niște ornamente cu motiv floral și elemente geometrice. În aceste cadre este sticlă în ramă, aici motiv geometric, aici piesă sculptată, aici e tot sticlă, motive florale. La fel aici. La fel aici. Și la fel partea de sus. Cum am mai spus, ceasul bate din sfert în sfert de oră pe gong spiral. O să deschidem, să prezentăm și cum se reglează ceasul. Deci el e reglat la boloboc, punem aici bolobocul. Acest reglaj se face din acest șurubel. Aici, de sus. Deci dacă ceasul nu merge corect pe poziția asta, se mai dă din șurubel stânga-dreapta și practic se mișcă pendula. Acum e reglat. Mai bine să, cine nu se pricepe să nu umble, mai bine se mișcă cutia stânga-dreapta pentru poziționare. Ceasul greutățile se ridică cu această cheie. Se introduce cheia aici și se învârte de ea și se ridică greutățile.
Ceasul trebuie poziționat de sus din cui, în așa fel ca pendula să nu frece pe spate aici, să nu frece, că altfel se oprește ceasul. Deci, puțin trebuie să fie aproximativ, uitați cum se vede față de perete, un centimetru, centimetru jumătate. O să dăm, să ascultăm cum bate. Deci aici la și un sfert. La sfert bate odată, plus bate câte ora. La jumate bate de două ori cât, și bate câte ora. La trei sfert de trei ori și câte ora. Și la fix de patru ori și bate câte ora. La fără un sfert. Dăm și la fix. Și o să închidem cu